Câinii capturați de pe domeniul public al slatinei care nu au un stăpân pot fi adoptați la distanță de iubitorii de animale. Persoana care vrea să aibă un câine, dar nu are unde să îl țină, poate să devină proprietarul în acte al patrupedului dacă își asumă anumite responsabilități. Vorbim de câinii de pe domeniul public capturați de către Serviciul Public de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân. Viitorul proprietar își alege cățelul, noi îl deparazităm, îl vaccinăm, îl sterilizăm, îl microcipăm și îi oferim toată grija și atenția necesară. El plătește decât contravaloarea cazării acolo. Dar proprietarul nu are posibilitatea să-l țină pe o proprietate a sa și ne-l lasă nouă. Are dreptul să-l viziteze, are dreptul să vină să se joace cu el, este proprietar în acte, doar că este cazat la adăpostul nostru. Contribuția pe care trebuie să o plătească proprietarul patrupedului adoptat la distanță va suferi unele modificări, anunță reprezentanții adăpostului public. Se iau în calcul salariile, se iau în calcul costurile cu hrana, se iau în calcul costurile cu utilitățile și a reieșit o sumă de 243,30 de lei pe lună. Față de 146 cât era înainte. Anul trecut, la Serviciul de Gestionare a Câinilor Fără Stăpân din Slatina, au fost înregistrate 5 solicitări de adopție la distanță.